Vreau să vă salut, să vă mulțumesc că sunteți aici, să mă rog Domnului în seara aceasta să vă atingă inima, să vă dea bucurie și experiența pe care o veți avea, să vă ajute să vă consacrați mai mult pentru Isus, să fiți mai aproape de mâna lui Dumnezeu care să vă folosească, să deveniți niște tineri care sunteți mândri de voi și aveți bucurie. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre temperament și caracter. Am început de data trecută, însă ceea ce v-am spus data trecută a fost o introducere care în seara aceasta va prinde contur, temperament și caracter. Foarte probabil că pentru unii dintre voi, vorbirea mea din seara aceasta va părea puțin tehnică din punct de vedere psihologic. Temperamentul și caracterul suntem noi, face parte din noi. Sunt părți din noi înșine. Și foarte probabil că anumite cuvinte vor fi mai greoaie, vor fi mai greu de interpretat. O să vorbesc cât o să fiu în stare de simplu și o să gesticulez pe măsură și o să vă dau exemple cât pot de aproape de ceea ce vreau să vă spun, pentru că vreau neapărat să ne cunoaștem pe noi. Vreau neapărat să ne putem stăpâni pe noi, să ne putem controla pe noi. Noi nu putem să stăpânim dacă nu cunoaștem felul în care administrăm, în care instrumentăm acest individ numit omul. Deci, temperament și caracter. Cu toții am moștenit de la părinți un temperament care conține atât părți bune, pozitive, cât și părți rele, negative. Temperamentul, ceea ce noi numim temperament, ceea ce din punct de vedere social sau mai ales psihologic noi numim temperament, în Biblie este numit omul firesc sau carne sau omul vechi. Omul firesc, 1 Corinteni 2:14, acolo unde Biblia spune omul firesc nu poate să primească lucrurile lui Dumnezeu. Carnea, la 1 Corinteni 8:8, acolo unde Biblia spune, nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu fizicul. Nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Noi putem fi plăcuți pentru fete, pentru băieți, pentru părinții noștri, dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu temperamentul nostru ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Sau omul vechi, am citit de la Coloseni, capitolul 3, versetul 9, acolo unde Biblia, voi v-ați dezbrăcat de temperamentul vostru. Noi trebuie să știm ce este acela temperament ca să ne dezbrăcăm de el, pentru că altfel asta rămâne doar o afirmație biblică, rămâne doar o propoziție teologică, rămâne doar o vorbă de predică pe care o folosim doar aici în sanctuar, însă atunci când ieșim, această propoziție nu mai face sens, pentru că noi practic nu știm ce înseamnă. De aceea noi trebuie să înțelegem că temperamentul nu este doar o lecție de psihologie, ci temperamentul este ceva practic ce face parte din noi și ceva ce este împotriva lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Temperamentul nostru este firea noastră. Temperamentul nostru în Biblie este numit carne, omul vechi. Sau omul firesc. Impulsul primar al ființei noastre este temperamentul, sau temperamentul este impulsul primar al ființei noastre. Acest impuls primar vrea să ne satisfacem întotdeauna plăcerile cărnii, firii. La Galateni, capitolul 5, versetele de la 19 la 21, citim. Și temperamentul este, și faptele firii sunt, și carnea este, și omul cel vechi este. Și citesc, și faptele firii pământești sunt cunoscute de voi toți și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și multe alte lucruri asemănătoare cu acestea. Adică, temperamentul meu primar,
temperamentul cu care eu m-am născut, necizelat, neîngrădit de caracter, se exprimă prin toate lucrurile pe care le-am citit. Se exprimă prin toate felurile pe care le-am citit. Adică expresia temperamentului în plan faptic, în plan acțiune, se numește păcat. Aceste manifestări ale temperamentului nostru se împart în mai multe categorii. Lăsați-mă să fac o scurtă prezentare care să fie o exprimare puțin mai cotidiană, adică puțin mai în vremea noastră a ceea ce am citit mai devreme din Biblie. Puteți să aveți Biblia deschisă la Galateni și să mă urmăriți și să fiți atenți cât de practic a fost Apostolul Pavel atunci. Poate astăzi nu mai pare practic, pentru că multe dintre cuvintele folosite aici aproape nu fac sens pentru noi. Bună oară, pismă. Aproape că nici nu știm ce e aia. Vrajbă. Neînțelegeri. Toate aceste lucruri par puțin lipsite de înțelegere, de sens, pentru că ele sunt cuvinte care au ieșit din limbă. Dar lăsați-mă să vă explic puțin care sunt. În ce fel se poate spune altfel ceea ce am citit de la Galateni, capitolul 5? Adică veți înțelege mai ușor cum se exprimă temperamentul primar, brut, așa cum se naște omul cu el, păcătos, nenăscut din nou, lipsit de prezența lui Dumnezeu, care trăiește în absența lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă cu atenție. Toate aceste expresii ale temperamentului, toate aceste fapte păcătoase pe care eu le-am citit mai devreme din Biblie, se împart în câteva categorii distincte, speciale, separate. Prima categorie de fapte sunt fapte în domeniul sexual. Sunt fapte în domeniul sexual. Adică, primul este necurăția. În limba greacă, cuvântul acesta necurăție înseamnă gânduri murdare. Este primul păcat sexual, gânduri murdare. În momentul în care tu, dragul meu, tânăr sau tânără, îți vei permite gânduri murdare, să știi că ai început deja păcatul, ai intrat în ciclul de păcate, ai intrat în șirul de păcate sexuale. În momentul în care îți vei permite gânduri murdare, adică vei privi imagini pornografice într-un film, într-o carte, pe un afiș publicitar sau oriunde în altă parte, și având ca și fond această imagine, iei și se ivuiește această imagine în mintea ta, în această calitate de memorie, și de la imaginea aceasta tu începi să dezvolți un film în mintea ta prin imaginația pe care o ai. Acestea se numesc gânduri murdare și începi să-ți imaginezi multe și multe și multe. Foarte mulți băieți au seivuite în memoria lor mii și mii de picturi, de poze, picioare goale, fuste scurte, sâni, corpuri care merg balansându-se, și folosind această zestre de imagini, ei încep să construiască în mintea lor gânduri murdare. Este prima formă de păcat sexual. Apostolul Pavel, când numește necurăție, asta înțelege prin necurăție. Prima fază a păcatului sexual este necurăția, adică gânduri murdare. Gânduri murdare. Când îți vei permite să gândești murdar, să știi că ai intrat pe drumul periculos. Imediat va urma pasul numărul 2, care înseamnă imoralitate. În King James înseamnă adulter. Voi puteți să aveți scriptura aceasta și să o vedeți chiar acum mai bine decât mine. Acolo înseamnă adulter. Adică fapte imorale, fapte sexuale. Adică cine și-a permis gânduri murdare, gândurile acestea într-o zi vor produce fapte. Gândurile acestea într-o zi vor produce fapte. Și faptele sunt la fel ca și gândurile. Dacă gândurile sunt murdare, faptele vor fi la fel de murdare. Dacă gândurile sunt gânduri sexuale, gânduri de adulter, la fel și faptele vor prinde contur și vor deveni expresia, înfăptuirea, manifestarea, trăirea, acționarea gândului și vor fi la fel. Prima fază a păcatului sexual e gânduri murdar.
Dacă ți-ai permis acest păcat, ascultă-mă. Tu peste un an de zile, sau doi, sau cinci, sau zece, vei deveni victima propriilor gânduri. Mă asculți? Tu trebuie să te oprești în seara aceasta. Tu trebuie să te pocăiești aici. Tu trebuie să-i spui lui Dumnezeu că vrei ca aceste gânduri să fie șterse. Mintea are trei rafturi, conștient, subconștient și inconștient. Partea, dimensiunea de memorie cu care noi funcționăm este partea conștientă. Noi luăm imagini din domeniul conștient și le înlănțuim, adică le punem una legate de alta și facem gânduri. Dacă nu mai folosim un anumit lucru, dacă nu mai folosim un nume sau un număr de telefon, în timp el cade din domeniul conștient în subconștient. Și nu ne-l mai aducem aminte și zici, păi da, l-am știut, mă. Nu mai știu cum se numește strada. De ce nu mai știi? Pentru că nu ai folosit-o. Orice lucru pe care nu-l folosești, prin repetare, el cade de la sine, instinctiv, cade în camera numărul 2, care e dedesubt, subconștient. Și dacă nu-l folosești nici ani de zile după, se duce jos, în inconștient. Dar dacă o singură dată îl folosești, el se ridică de aici în domeniul conștient și vine din nou în domeniul de funcționalitate. Ceea ce trebuie să faci cu imaginile rele pe care de-a lungul vremii le-ai pus în mintea ta, nu poți să le uiți niciodată, să fie clar, tu nu poți să uiți ce ai văzut. Tu ești în stare acum să povestești ce ai văzut când ai fost în vacanță acum 5 ani. Nu poți uita. Dacă nu ți-aduci niciodată aminte de lucrurile astea, ele coboară în subconștient și apoi în inconștient. Dar dacă tu îți permiți să ai gânduri murdare mereu și mereu în fiecare zi, tu repeți și păstrezi în domeniul conștient gândurile acelea și tu ești victima propriilor tale gânduri. Nu tu gândești, ci imaginile acelea murdare. Nu tu trăiești, ci picioarele acelea dezbrăcate, goale, care le ai în mintea ta. Tot ce faci în viață va fi dictat de imaginile acelea și tu nu faci ceea ce vrei și faci ceea ce nu vrei. Lăsați-mă să vă citesc ceva din Scriptură. E grozav ce vă citesc acum. Romani. Capitolul 7. Versetul 15. Nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin asta că legea e bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta în mine, ci păcatul care este în mine, în mintea mea. Dacă nu e păcat în mintea ta, nu va fi deloc în toată viața ta păcat. Când păcatul intră în viața ta, el intră prima oară în mintea ta. E prima încăpere în care intră. E holul unei case. Prima oară când intri într-un hol. E mintea omului, e holul ăla. Dacă spăzești mintea, toată viața ta va fi protejată. Dar dacă îți expui mintea și o faci vulnerabilă la imagini murdare și pornografice, tu vei deveni o victimă a propriilor imagini care vor prinde contur în viața ta, care se vor împlini în viața ta, care vor deveni realitate în viața ta. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, adică vreau să-l fac, dar nu pot. Vreau să mă las de, dar nu pot. Le repet mecanic, fără să vreau, o fac din nou și din nou și din nou, măcar că am promis că mă opresc. Pentru că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Dar răul pe care nu vreau să-l fac, îl fac. De ce? Eu fac ceea ce este în mintea mea.
Eu fac ceea ce este în mintea mea. Eu fac ceea ce este în mintea mea. Eu sunt manifestarea gândurilor mele. Am spus păcate în domeniul sexual. Necurăția, gânduri murdare. Imoralitatea, fapte murdare. Și atenție, senzualitatea e ultima fază, care înseamnă desfrâu fără limite. Adică, imaginați-vă o fată cinstită, cu o minte curată, și un băiat o înșeală și are o experiență sexuală, o aventură. O repetă, o repetă, o repetă. Cum s-a întâmplat să ajungă acolo? Fata aceasta cu minte a intrat într-un anturaj unde și-a permis să vadă filme și imagini și să aibă discuții murdare. Mintea ei s-a murdărit și a făcut primul pas spre păcat. Gândurile murdare au ajutat-o să facă fapte murdare. Și a făcut-o o dată, de două, de trei, de patru, de cinci și la un moment dat a devenit prostituată. Fără limită, fără rușine, nu mai este rușine. Stă într-o fustă scurtă undeva pe Broadway și stă acolo și pentru $10 sau mă rog, nu știu pentru cât, ea păcătuiește cu bărbații. O fată care la 16 ani era o fată cu minte și cinstită ca tine și ca mine. Care a fost drumul pe care a mers ea? Gânduri murdare, fapte murdare și apoi faptele au devenit repetabile fără rușine, fără limită. Necurăție, adulter, senzualitate. A doua categorie de fapte sunt fapte în domeniul spiritual. Priviți acolo, vă rog. Idolatria este primul pas. Asta înseamnă posesiuni, poziții, materialism. Idolatrie înseamnă proprietăți de care ești legat, dependent, materialismul de care ești dependent. Să ai o viață din belșug, din punct de vedere material, e o binecuvântare. Dar să fii nebun și să-ți legi viața de proprietățile pe care le ai, devenind dependent de ele, ele Dumnezeul tău, atunci asta înseamnă idolatrie. Al doilea pas este vrăjitoria. În grecește este farmacheia. Folosirea drogurilor pentru a intra în contact cu realități spirituale. Acestea două sunt fapte din domeniul spiritual. Al treilea domeniu sunt fapte în domeniul social. Ascultați-mă, primele sunt vrăjbile. În King James înseamnă ură, e tradus prin cuvântul ură. Vrajbă înseamnă ură. Asta înseamnă vrajbă, ură. Eu îl vrăjbesc pe fratele Cornel, care are o voce bună și eu nu pot cânta ca el. Eu când toată lumea râde, el când cântă, toată lumea plânge. Și atunci îl urăsc pentru asta. Aș vrea eu să am vocea lui. Și datorită mândriei și orgoliului pe care l-am, vreau oamenii să mă aclame pe mine, nu pe el. Și îl urăsc pentru că are o voce bună. Nu mă pot stăpâni să accept că și el trebuie să aibă un dar. Nu mă mulțumesc că am darul să predic, vreau să și cânt. Și vreau să fiu și cel mai frumos bărbat. Și vreau să fiu și cel mai bogat. De ce? Pentru că-s bolnav. O acțiune a minții. Ura, să știți că nu înseamnă ceea ce faci să se vadă. Ura e o acțiune a minții. Ca și la păcatele sexuale, fiți atenți că Pavel a fost extrem de academic când a scris Biblia. Observați că există mai întâi păcatul la nivelul minții și el după aceea începe să devină faptă și la urmă obsesie. Primul pas e gândul, al doilea este o faptă izolată și apoi obsesia de care nu mai poți scăpa. Atenție! Vrajba înseamnă ură și este o acțiune dușmănoasă la nivelul minții. Cearta este un temperament arțăgos și înseamnă manifestarea gândurilor dușmănoase. Adică acum gândurile încep să se manifeste prin vorbe, prin atitudini. Observați că partea numărul 3 este gelozia, invidia. În grecește e cuvântul zelos. Aici înseamnă resentimente, adică sentimente împotrivă, resentimente împotriva cuiva care se bucură de succes mai mult decât mine. Exemple din Biblie, Cain și Abel. Al doilea exemplu din Biblie, Iacov și Esau. Al treilea exemplu, Iosif și frații săi. Al patrulea exemplu, David și Saul. Și multe alte exemple.
A patra faptă în domeniul social este izbucnirea de mânie. Asta înseamnă un om nestăpânit, care nu se mai poate controla. El regretă sau nu mai târziu ce a făcut, dar la momentul acela el nu se mai poate controla. Și totul începe cu un gând de ură. Totul începe cu invidia pe cineva care are un dar pe care el nu-l are. Și pentru că nu se oprește la nivelul gândului, gândul devine faptă, fapta devine obsesie, viciu, și îl controlează și el nu se mai poate opri. Și tot timpul își... Era să spun o expresie românească care probabil nu face sens pentru voi, își dăm petec. În sfârșit trec peste asta. Și tot timpul el se manifestă zgomotos, se ceartă foarte tare. Probabil mai târziu îi pare rău sau nu, asta nu are nicio importanță. Dar e controlat de propriile resentimente pe care le are împotriva cuiva. Toate acestea, scumpi tineri și dragi prieteni, sunt expresii ale temperamentului. Vom ajunge probabil în seara aceasta, dacă nu, altă seară mai târziu, să studiem despre asta. Pentru că e foarte important să ne cunoaștem pe noi. Eu vreau să vă cunosc pe voi, dar eu nu mă cunosc pe mine. Eu nu mă cunosc pe mine și eu vreau să mă cunosc pe mine ca să știu cum să mă administrez. Cum să conduc eu un avion dacă nu știu cum să folosesc manetele? Trag de una și mă duc în pământ sau în sus? Sau mă catapultez în timp ce vreau să pun ștergătoarele? Neînțelegerile înseamnă ambiția egoistă sau stăpânirea de ambiția de a avea mereu ce este mai bun. Să știți că sunt oameni care au crescut răsfățați la părinții lor, care tot timpul li s-au oferit tot ce au vrut. Vreau și eu pe aia. Și au crescut așa răsfățați și când se fac mari, după 10-20 de ani de obicei de a avea tot ce cer, li se pare că tot ce e mai bun în lumea asta e pentru ei. Cea mai frumoasă fată trebuie să fie a lor. Și dacă nu pot câștiga că sunt cam prostuți de felul lor, atunci o agresează. Dacă nu pot avea cea mai bună mașină, o fură. Dacă nu sunt cei mai inteligenți, măcar să pară. Și o splinde aere. Oameni care cred că li se cuvine tot ce e mai bun. Ei nu știu să spună, asta nu e pentru mine, e pentru altul. Un om care nu se mulțumește niciodată și vrea absolut totul pentru el. Indiferent că are sau nu are, el crede că trebuie să aibă. Pentru că așa l-au învățat părinții pe drăguț. Aceste neînțelegeri se manifestă în trei feluri. Dezbinări, partide și pisme. Trec peste asta fără explicație, pentru că scopul meu nu este să studiez Galateni 19:21. Eu fac asta doar ca să vă dau o idee despre ce înseamnă temperamentul în noi. Și să vă spun ceva, temperamentul acesta nu se poate schimba. Însă există o soluție, care... Probabil că o să aveți răbdare, 3, 4, 5 seri de vineri să vedem. Al patra categorie de fapte sunt fapte în domeniul autoindulgenței. Indulgent înseamnă să fii prea permisiv cu cineva. Autoindulgență înseamnă să fiu exagerat de permisiv cu mine. Exagerat de permisiv cu mine, să-mi permit orice, sunt autoindulgent. Autoindulgent înseamnă indulgent cu mine. Deci, fapte în domeniul autoindulgenței. 1. Beția. Dacă eu mă îmbăt, înseamnă că eu îmi permit cu mine să mă îmbăt. Beția este să intri conștient și voluntar sub influența alcoolului. Adică să bei până când alcoolul te influențează, te afectează, te conduce. A doua faptă de care vorbește Pavel, vedeți, eu nu mai sunt la Galateni, acum imediat o să ajung acolo, observați că setul ăla de păcate se încheie cu beții și îmbuibări. Astea două sunt fapte în domeniul autopermisivității, autoindulgenței, adică am zis prima beția, a doua e îmbuibarea. Ce e îmbuibarea? Îmbuibarea este obsesie pentru mâncare. Adică omul ăla nu mănâncă ca să trăiască, ci ăla trăiește doar ca să mănânce.
cultul pentru mâncare înseamnă îmbuibare. Nu înseamnă să mănânci mult. Că nu poți mânca mai mult până te saturi. După aceea, după ce ți se umple stomacul, nu mai poți să mai mănânci. Dar cultul mâncării nu are legătură cu a te sătura, ci are legătură cu obsesia care te controlează. Trăiești doar să mănânci. De-abia aștepți să ți se facă foame. Biserica de-a lungul timpului s-a ferit de faptele din domeniul sexual. Fiți atenți acum că pun degetul pe o mare rană. Biserica de-a lungul istoriei creștine s-a ferit de fapte din domeniul sexual, fapte din domeniul spiritual, fapte din domeniul autoindulgenței, dar nu s-a ferit de fapte din domeniul... Mai sunteți cu mine? Social. Care au fost faptele din domeniul social? Ură la nivelul minții. Ați observat printre voi ură la nivelul minții? Adică ură în interiorul minții oamenilor. Ei nu-și manifestă ura. Dimpotrivă, îți zâmbesc când se întâlnesc cu tine. Dar în spatele zâmbetului lor există ură. Te urăsc. Însă sunt atât de șmecheri, de hoți, de diplomați, încât nu-și manifestă ura. Se țin în control. Așteaptă momentul potrivit până ajungi la colț. Și la colț urmează păcatul numărul 2. Care este ăla? Cearta. Biserica e împotriva păcatelor sexuale. Tună și fulgeră. Hă? E împotriva păcatelor de autoindulgență. Fără alcool. E împotriva păcatelor spirituale. Oh. Dar când e vorba de păcate sociale, ați observat câtă ură există în oameni și biserica nu zice nimic? Ați observat câtă ceartă aproape câteodată devine publică? Și ne-am acomodat așa bine cu oamenii ăștia, aproape că le simțim lipsa dacă nu sunt printre noi. Ne simțim bine cu ei. Ni se pare că unul, doi din ăștia în biserică sunt necesari. Băi, Doamne, iartă-mă! Băi, Doamne, iartă-mă! Faptele din domeniul social sunt permise astăzi și nimeni nu ia nicio atitudine împotriva lor. De ce? Datorită lipsei de autoritate spirituală, datorită lipsei de veghere. Ăsta este temperamentul care se exprimă. Nu se exprimă într-un fel, dar se exprimă în altul. Pentru a înțelege mai bine importanța temperamentului în viața noastră, dar și influența lui asupra acțiunilor și reacțiilor noastre, trebuie să facem diferența între temperament, caracter și personalitate. Și de acum încolo vom vorbi despre aceste trei lucruri. Temperament, caracter și personalitate. Haideți să o luăm puțin de la, capăt. Temperamentul este format din trăsăturile cu care te naști. Temperamentul este suma, totalul la trăsăturile cu care te naști. Se numesc native. Cu care te naști, care afectează în mod subconștient, fiți atenți, temperamentul afectează în mod subconștient comportamentul. Nu-l afectează în mod conștient, ci în mod subconștient îți afectează conduita, comportamentul. Adică, câte tipuri de temperament sunt? Voi sunteți mai tinere, fetelor, și voi ați învățat la școală despre asta. Câte tipuri de temperament sunt? Sangvinic, mulțumesc, coleric, flegmatic și melancolic. O să vorbim noi despre asta la vremea potrivită și dacă vreți o să încerc să vă ajut să vă identificați tipul temperamental. Pentru mine e foarte important să știu unde sunt, să știu cât scai putere am, să știu cum reacționez în momente de criză. Fiecare temperament, fiecare tip de temperament are un anumit specific. Specificul temperamental pe care îl ai în momente de criză se manifestă fără să știi, fără să vrei. El se manifestă subconștient, nu conștient. Se manifestă subconștient. Adică, dacă e vorba de un conflict, veți vedea că un sangvinic sau un coleric îi sare țandăra ca la cartuș, ca la glonț. Ăla nu se mai poate controla. Ai terminat. 10 minute trebuie să te ascunzi,
în spatele unei uși de incendiu, ca aia, și probabil după 10 minute să o deschizi puțin și să vezi dacă i-a trecut. Călul ăsta repede-i vine, repede-i trece. Repede-i vine, repede-i trece. Repede vine, repede-i trece. Dar când îi vine până îi trece, trebuie să nu fie acolo. Pentru că este extrem de agresiv. Aproape că nu e conștient de ce face. Pentru că temperamentul, trăsăturile cu care el s-a născut se manifestă atunci. El nu le poate controla, că nu se manifestă în plan conștient. Se manifestă într-o manieră subconștientă. N-ați văzut atâția oameni care fac urât în anumite situații și la urmă le e rușine și spun: să mă iertați. Dar el, dacă mâine într-o situație la fel ca cea de azi, din nou face așa. De ce? Pentru că trăsăturile cu care s-a născut se manifestă în același fel. Se manifestă în același fel. Temperamentul se manifestă subconștient, adică necontrolabil. Trebuie să știți asta, dragii mei. Mai ales voi care vreți să vă însurați și să vă, în general, să vă căsătoriți, bă, oameni buni, ar fi bine să învățați lecția asta și să-i dați o fișă de temperament înainte să vă căsătoriți. Să-i dați o fișă de temperament și să veniți să o tălmăcim amândoi. Să vedem din care categorie face parte. Trăsăturile acestea temperamentale, ele sunt moștenite genetic. Sunt moștenite de genetic pe bază de naționalitate, rasă, sex și alți factori ereditari. Ereditari înseamnă moștenire. Eu, ereditar, sunt mărunt ca mama. Mama mea a fost o femeie măruntă. Eu, ereditar, sunt ca mama. Adică o moștenesc pe ea și sunt mărunt ca ea. Ei bine, temperamentul e o problemă ereditară pe care o ai de la părinți. E o problemă de naționalitate, de sex, de rasă. E o problemă de moștenire ereditară. Trăsăturile pe care noi le moștenim și definesc temperamentul nostru, le moștenim prin gene. Le moștenim prin gene. Când oamenii ăștia ne iau sânge ca să vadă structura ADN-ului, ei asta văd. Ei asta văd, genele alea. Pentru ei au nume, cum au pentru mine nume oamenii, pentru oamenii ăia din laborator, genele au nume. Sunt diferite, sunt diferite. Foarte mulți oameni de specialitate cred că genele pe care le moștenim nu le moștenim de la părinți, ci le moștenim de la bunici. De aceea cei mai mulți dintre noi semănăm mai mult cu bunicii decât cu părinții. Asta nu este foarte important. Însă ceea ce este important este că moștenirea trăsăturilor temperamentale este la fel de imposibil de controlat ca și culoarea părului, ca și culoarea ochilor și ca și dimensiunea corpului. Vreau să vă întreb, ce să fac eu ca să am culoarea ochilor albaștri? Probabil să visez că am ochii albaștri și când mă trezesc din vis tot căprui sunt. Că așa te naști, așa rămâi. Ce să fac eu să-mi schimb culoarea părului? Mă refer la o culoare naturală. Nu pot să fac nimic. Natural părul meu va rămâne de aceeași culoare. Ce să fac eu să schimb dimensiunea corpului? Nu mă refer pe orizontală, ci pe verticală. Ce să fac? Poți să devii mai mărunt sau mai înalt? Nu. Ești înalt ca tata sau ca bunicu? Sau ești mărunt ca tata sau ca bunicu? Aceasta este o problemă de genă și nu o poți controla. Nu poți controla culoarea ochilor, culoarea părului, nu poți controla anumite lucruri care sunt trăsături ereditare. La fel nu poți controla temperamentul. Nu-l poți controla. Te naști cu un tip temperamental și cu ăsta mori. Temperamentului nu ai ce să-i faci. Temperamentului nu ai ce să-i faci. În concluzie, temperamentul este combinația trăsăturilor cu care ne naștem. Nu ni le alegem nici noi, nu le alege nici mama. Niciunul dintre noi nu avem temperamentul la fel. Și nu există niciun temperament care să fie pur sangvinic sau pur coleric sau pur
flegmatic sau melancolic, este o amestecare, puțin de colo, puțin de colo, puțin de colo, puțin de colo, dar e ceva predominant, e ceva ce este mai mult de, dintr-un tip și tipul acela poate fi numit sangvinic cu influențe de melancolic. Dar întotdeauna este un tip care predomină. Este un tip care predomină. Eu știu ce fel de temperament sunt. Tipul meu de temperament e foarte predispus la... Să nu mă fac vulnerabil față de voi, să nu vă spun la ce e predispus, dar eu știu la ce e predispus. Și când mă apropii de chestia aia, de lucrul ăla la care eu sunt predispus să cad, că eu sunt slab acolo, temperamental, spuneam, sorry, eu am treabă. Și mă duc încolo, pentru că dacă eu ajung acolo, eu mă fac de râs. Pentru că temperamentul meu e slab acolo. Temperamentul meu e slab, dar dacă n-aș ști, mă duc în groapă. Eu trebuie să mă cunosc pe mine. Dar ce-ar fi să nu știi cât de înalt ești? Și să ai impresia că poți să ajungi cu mâna pe vârful clădirii sau să ai impresia că poți să mergi cu mâna pe pământ și să nu știi cât de înalt ești. Să n-ai control al înălțimii. Să ai impresia că tu ești lung de 10 metri sau scurt de 1 centimetru. Să n-ai nicio idee despre cât de înalt ești. N-ar fi cumplit? Ar fi îngrozitor. E bine să știi cât de înalt ești. Că atunci când mergi și găsești un obstacol, vezi, mă, pot să trec pe sub el și trec așa liniștit. Dar dacă e mai jos și nu știu cât de înalt sunt, o să aflu imediat. Doi, caracterul. Aș vrea să fac o introducere în seara asta, în legătură cu lucrurile astea. Caracterul. Caracterul este adevăratul eu, de care vă vorbeam data trecută. Mai țineți minte? Data trecută v-am vorbit de eu. Caracterul e adevăratul eu. De ce? Pentru că Biblia, când se referă la caracter, se referă la adevăratul om nou al inimii. Coloseni 3:10. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul, adică după înfățișarea, adică după imaginea celui care l-a făcut. Caracterul, nu te naști cu el. Te naști cu temperamentul, nu cu caracterul. Caracterul îl faci după ce treci de vârsta de 10, 12, 15 ani și începi să lucrezi la el. Începi să lucrezi la el. Caracterul este rezultatul, atenție, caracterul este rezultatul între temperamentul tău modificat de educația primară și atitudinile, principiile, motivațiile fundamentale, dar și sistemul de educație din familie, din biserică, din mediu care s-a manifestat spre tine. Uneori este denumit în Biblie suflet, uneori. Când citim suflet în Biblie, dar numai uneori, nu mereu, înțelegem temperament, caracter. Sufletul omului știm bine că înseamnă sentimente, rațiune și voință. În concluzie, caracterul omului deseori în Biblie înseamnă sentimente, rațiune și voință. Ăsta este omul cel nou care se înnoiește după imaginea Creatorului care l-a făcut. Caracterul este temperamentul nostru civilizat. Caracterul este temperamentul nostru civilizat, instruit, educat, disciplinat. O să închei imediat să vorbesc puțin despre personalitate. Să lămurim câteva cuvinte pe care le vom folosi. Îmi place să cred că nu este plicticos pentru voi. N-am de unde să știu. Vă văd așa de cuminți, de am impresia că de-abia aștepta să ascultați chestiile astea. Haideți să continui puțin. Personalitatea este expresia exterioară a eului nostru. Personalitatea este expresia exterioară a caracterului nostru, care poate să coincidă cu caracterul sau nu, în funcție de cât de sinceri suntem. Atenție! Caracterul meu, să ne imaginăm că este un caracter lacom. Vă dau un exemplu. Eu am un caracter lacom, adică un om
care n-ar da un dolar la colectă sau un dolar pentru Dumnezeu. Și tot strânge bani, e un om lacom. Ăsta, eu de caracterul meu, sunt un om lacom. Dar personalitatea mea înseamnă felul în care arăt caracterul pentru voi. Eu înăuntru meu sunt lacom, dar eu nu par lacom. Când vine vorba de colectă, dacă nu-i nimeni, pun un dolar. Dacă sunteți pe aici prin prejur, o scot pe aia de 100, o fâlfâi, o întind și în timp ce îi dau drumul, îi dau drumul încet, ca să aibă timp și ea după ultima bancă să vadă cât pun eu la colectă, ok? Asta e personalitatea mea, de felul meu eu sunt un om zgârcit, lacom, avar. Dar personalitatea mea înseamnă cum mă arăt eu, nu cum sunt eu, cum sunt eu e caracterul. Cum mă arăt eu, cum par eu, este personalitatea. Personalitatea umană înseamnă felul în care arăți în afară. Temperamentul sunt trăsăturile primare cu care te-ai născut, iar caracterul este temperamentul pe care l-ai civilizat. Suma de obiceiuri pe care ți le-ai format. Acum, personalitatea este o aparență, poate fi o aparență plăcută pentru un caracter murdar. Cum se numește păcatul ăsta? Eram eu sigur că fetele sunt mai decât băieții. Să nu-mi spui că un băiat ți-a șoptit, că întorc placa. Știam eu că băieții sunt mai decât fetele. Haideți să ne lămurim. Păcatul fățărniciei înseamnă să fii într-un fel în interiorul tău ca om, dar să pari altfel. Domnul Iisus îi atacă pe farisei și le spune, păcatul vostru este că voi nu sunteți sfinți, dar păreți. Vă dați drept sfinți. Ați observat în biserică cât să chinuie unii să pară mai sfinți decât sunt? Și nu le folosește la nimic, că noi îi vedem imediat. Singurii care nu știu sunt ei, săraci. Cel mai bine este să fii cum ești. Să fii natural. Iar dacă crezi că nu ești cum trebuie, să te schimbi, dar să te schimbi în interior. N-are rost să ai un caracter murdar și când te întâlnești cu mine să zâmbești. Că Dumnezeu o să te atingă de două ori, nu odată. Personalitatea este cum pari tu în afară. Caracterul este cum ești tu de fapt. Iar caracterul este temperamentul civilizat. Îmi place să cred că nu v-am buimăcit cu cuvintele astea. Personalitatea noastră este determinată de regulile care sunt în societatea în care trăim. Personalitatea unui pocăit va fi diferită de personalitatea unui nepocăit. De ce? Pentru că regulile pentru un pocăit sunt diferite de regulile pentru un nepocăit. Adică, un nepocăit trăiește într-o societate unde nu trebuie să pară sfânt. Dacă e curvar, nu-i nicio rușine că e curvare și ce? Dacă e bețiv, nu-i nicio rușine, el nu se ascunde că e bețiv. Și toată lumea știe că e bețiv și lui îi place să se afișeze ca și bețiv. Și dacă se întâlnește cu cineva, doar dă vot că vorbește. Nu-i nicio rușine. Dar la noi, dacă e vreunul bețiv, ăsta vrea să pară non-alcoolic. Și ascunde. Dacă e vreunul cu filme de alea de ochiate, ascunde. Dacă e vreunul cu prostioare, ascunde. Nu vrea să pară. Și dintr-o dată ți arată o personalitate șnur. El, săracul, e diferit. Caracterul lui e murdar, dar aparența, imaginea vizibilă, personalitatea, este frumoasă. Ăsta este păcatul fățărniciei, diferența între caracter și personalitate. Personalitatea este imaginea pe care noi o afișăm în public. Caracterul este suma obiceiurilor pe care ni le-am format noi prin educație. Iar temperamentul sunt trăsăturile de bază cu care ne-am născut. Aceasta este toată povestea între temperament
și caracter. Dragii mei, aș vrea împreună să observăm că fiecare dintre noi suntem diferiți. Nu semănăm unul cu altul, chiar dacă părem că semănăm. Vă dau un exemplu. Dacă avem o sticlă și îi dăm drumul pe beton, mai luăm încă o sticlă și îi dăm drumul, cioburile de la prima sticlă nu vor semăna cu cioburile de la a doua sticlă. Nu-i așa? Dacă mai dăm drumul la 10 milioane de sticle, nu se va potrivi niciodată cioburile de la o sticlă cu cioburile de la alta. Fiecare sticlă se sparge în felul ei. Una în 10, alta în 20, alta în 30. La fel suntem noi oamenii. Genele pe care le-am moștenit de la mama, de la tata și ei diferiți, de la bunici și ei diferiți, mă face să fiu diferit de voi. Voi o să constatați că eu sunt diferit și o să vă enerveze chestia asta. O să vă enerveze pe voi atât cât mă enervează pe mine, că voi sunteți diferiți de mine. Și noi amândoi o să ne enervăm unul pe altul de pe 18 octombrie, când am apărut eu acum, până când o să plec. Nu știu când și nu știu unde. Dar într-o zi voi pleca, mai devreme sau mai târziu, o să plec acasă, la Domnul. Până atunci o să rămân un examen pentru voi și voi, drăguților, un examen pentru mine. Marea problemă este că acest temperament, care poate fi coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic, temperamentele acestea sunt foarte diferite unul de altul. În momentul în care tu, ca băiat, te vei căsători cu o fată din partea cealaltă, bă, omule, va fi interesant. Va fi interesant. Va fi interesant. Temperamentul înseamnă viteza de reacție a sistemului nervos. Viteza impulsului nervos de la creier la membrele care acționează se numește temperament. Colericul are cea mai mare viteză de reacție, ca glonțul. Ăsta acu gândește, acu le face. Acu gândește, acu le face. Melancolicul acu gândește, în 2005 le face. Și acum, când ăștia doi s-au căsătorit, acu gândesc amândoi și de aici înainte nu se mai potrivesc în vecii vecilor și în toți veci. Și imediat apare conflictul. Ce mă tot grăbești, băi, că de când m-am măritat cu tine, m-ai terminat. Toată ziua, hai, 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 m-ai terminat. El, uite, la fel ca maică-ta, nu te mai miști odată, te aștept de două zile. Și e greu, săracii, să se potrivească, că unul arde repede, ca bradul, altul arde greu, ca fagul. Dar voi nu vă pricepeți la lemne, de ce vă dau eu exemplul ăsta? Dacă ați vrea să fiți sinceri, ați constata că nu există o abordare mai practică a vieții spirituale decât această abordare a temperamentului, a caracterului și a personalității. Pentru că în felul acesta descompunem existența noastră și o vedem în interior. Eu sper să nu fiu singur pe aici, eu tare mult mi-aș dori să văd așa un om desfăcut, să văd și eu cum e înăuntru. Aș vrea să văd și eu plămânii, splina, ficatul, fierea, pancreasul, intestinele, stomacul, așa aș vrea să le văd, sunt curios. Rinichii, vasele de sânge, oasele, sunt foarte curios să văd cum e pe dinăuntru. Am fost curios și la grădina zoologică când m-am dus prima oară, Doamne ce curios am fost! Am văzut doi, în sfârșit, ce erau pe acolo și mi-a trecut. Am fost curios să mă duc la teatru, am fost curios să mă duc la cinema, am fost curios să mă duc în Sequoia Park și la Grand Canyon și în Rye Forest, în Australia și numai nu știu unde. Am fost curios, domne, pe unde mă duc vreau să văd. Nu stau niciodată cu ochii închiși, uite așa mă uit. E, aș vrea să văd și înăuntru un om. Așa îmi place mie să văd cum e omul înăuntru. E bine, tot la fel, aș vrea să văd cum e omul pocăit înăuntru lui, pentru ca să cunosc. Dacă pentru prima oară m-ați spune să intru în această încăpere și să merg cu ochii închiși, este normal că n-aș reuși, pentru că nu știu pe unde sunt coridoarele. Dar la mine acasă, aproape că reușesc să merg cu ochii închiși, de la patul meu
până la baie sau până la bucătărie sau poate chiar până la ușa de afară. De ce? Pentru că m-am dus de mii de ori. Cunosc fiecare loc. În momentul în care eu mă cunosc pe mine în lăuntru, atunci eu pot să merg cum trebuie fără să mă lovesc. Nu trântesc nimic, nu dau nimic jos. Dar atunci când interiorul meu este străin și ascuns de mine, eu nu știu cum să mă comport. Eu tot timpul sunt în confuzie și nu știu cum să controlez omul acesta. Dragi tineri, nu știu cât de pasionați sunteți voi de voi înșivă, nu știu cât de pasionați sunteți voi să vă conduceți pe voi, însă în ceea ce mă privește pe mine, datorită demnității pe care mi-o dă existența umană, eu am o mare ambiție să mă conduc pe mine. Cu mai mult timp în urmă, un om a venit și s-a certat cu mine. M-a jignit foarte mult și eu n-am zis nimic. Și iar m-a jignit și n-am zis nimic. Și iar m-a jignit și nu știu ce mi-a zis, nu știu ce mi s-a părut și i-am zis și eu ceva. L-am jignit și eu pe el. Și cearta s-a terminat. Am plecat acasă și toată noaptea nu am dormit. Dar nu pentru că el m-a jignit pe mine, ci pentru că eu am rezistat de două ori, dar a treia oară n-am mai putut și l-am jignit și eu pe el. Și așa mi-a fost de rușine de mine, pentru că eu aveam despre mine impresia că sunt mai bun. Și atunci am observat că am fost bun de două ori, dar a treia n-am mai reușit. Și toată noaptea am zis, mă, mi-au trecut 40 de ani din viață. 40 de ani am lucrat la individul ăsta. 40 de ani am cioplit la el și l-am aranjat. Și după 40 de ani a reușit doar de două ori, iar a treia a dat-o în bară. Și toată noaptea n-am dormit, mi-a fost ciudă și rușine și necaz. Și am avut o vreme de tristețe și am fost trist pentru că m-am făcut de rușine. Mi-ar fi plăcut oamenii care au fost martori acolo să zică, l-ați văzut pe ăla? Dar n-au putut să zică chestia asta. Pentru că și eu am fost rău la fel ca celălalt. Visul meu este să fiu în control. Să-mi controlez mintea, să-mi controlez privirea, indiferent ce întâlnește privirea mea. Eu trebuie să-mi controlez privirea, să o iau de acolo și să o mut aici. Și gândul meu îl iau de aici și îl mut acolo. Și sentimentele mele le iau de aici și le pun acolo. Eu trebuie să fiu în stare să mă controlez pe mine. Trebuie să fiu în stare. Dacă tu vei fi bucuros doar atunci când lucrurile îți vor merge bine, vei fi bucuros de două ori în viață. Dacă tu vei fi supărat când vei întâlni pe cineva care te jignește, vei fi de 10 ori pe zi. Tu trebuie să înveți să te controlezi pe tine. Tu altfel nu vei ajunge în cer. Vei cânta în grupul de închinare, poate vei da îndemn de la amvon, poate vei ajunge când vei fi mare businessman sau nu mai știu ce star, dar ascultă-mă, tu nu ajungi în cer. Păi de când mă știu vreau să nu mint și mint în fiecare zi mai mult? Trebuie să te cunoști pe tine. Trebuie să te cunoști pe tine. Dacă ești sincer în seara aceasta, tu știi că ai multe probleme. Poate cele mai multe probleme pe care le ai, nu le știe nimeni decât tu și cei din casa ta. Eu nu le știu. Dacă eu aș ști, eu te-aș disprețui. Dacă tu ai ști câte probleme am eu, probabil tu m-ai disprețui. Însă fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, avem probleme. Când se va întoarce Iisus, dacă problemele acestea sunt multe, tu vei rămâne în continuare pe pământ. Indiferent ce vârstă vei avea. Nu vrei tu în seara aceasta să înveți cum să te disciplinezi? Nu vrei să înveți să conduci mașina? Voi care aveți acum driver license, nu este așa că a trecut o vreme până să învățați? Și chiar după ce ați început să conduceți, a trecut o vreme până v-ați obișnuit? N-a fost chiar simplu. Noi avem impresia că ne urcăm acolo și schimbăm mașina. La fel este și cu viața. Viața se conduce mai greu decât se conduce mașina. Trebuie să înveți să te conduci. Trebuie să înveți să-ți conduci mintea, sentimentele, voința și întreaga existență. Trebuie să înveți, dragul meu prieten. Și ca să înveți, trebuie să trăiești pe bucățele. Înveți sistemul de direcție, sistemul de frânare,
sistemul de accelerare, sistemul de nu știu ce și le înveți pe toate. Și știi cum să lucrezi cu tine. Altfel vei vrea să faci binele, ca și Pavel, Roman capitolul 7, dar nu vei putea, nu vei ști de unde să o iei. Vei sta în fața mașinii care s-a stricat și vei zice, nu știu. Am auzit o istorioară când pentru prima oară Ford a început să fabrice mașini. La o intersecție, un individ stătea lângă o mașină care tocmai nu mai vrea să meargă. S-a uitat la ea sărăcuțul și nu știa de unde se ridică capacul ăla numit capotă, nu știa nimic decât s-o dea mai încolo, dacă nu mai mergea. Și stătea lângă ea, ce să facă? Trece un alt individ cu mașina pe lângă el și se oprește. Coboară și vine la el și spune, domnule, nu mai merge? Nu. De ce? Nu știu. Și zice, ridică capota. Ce capotă? Atunci cel care a venit realizează că bietul nu știe nimic, ridică el capota, se bagă acolo de desubt, face nu știu ce și zice, ia încearcă. Lasă-mă, domne, în pace cu încercatul, că două ore tot încerc. Încearcă, drăguțule. Omul de rușine se duce, brum. Dar zice, matale, cine ești? Eu? Eu sunt Ford. Eu sunt omul care am fabricat mașina asta cu care mergi tu. Toate piesele astea puse aici sunt puse sub privirea mea, toate sunt proiectate de mine. Eu cunosc tot ce e sub capot. Cunosc ce rost are butonul ăsta, ce rost are firul ăsta, ce rost are chestia asta, eu le știu pe toate. Dragul meu, dacă tu nu te cunoști pe tine, tu nu te vei putea stăpâni, nu te vei putea controla. Tot timpul vei fi o victimă a ignoranței și a necunoașterii tale. Îți bucuros că în seara aceasta ai vrut să vii și să învățăm împreună despre noi. Și să facem asta mereu și mereu, pentru ca să devenim niște creștini victorioși, niște creștini care trăim o viață de victorie, o viață de biruință. La aceasta ne-a chemat Iisus Hristos, să avem victorie. Dar pentru asta trebuie să ne cunoaștem pe noi. Trebuie să mergem pe drumuri pe care le cunoaștem. Trebuie să lucrăm cu piese pe care le știm. Aș vrea în seara aceasta să fii sincer cu tine, alături de mine, și să-ți permiți un moment de rugăciune și să spui, Doamne, am învățat să număr, să socotesc, să conduc mașina, să lucrez pe computer, am învățat să ridic case, să învelesc case, am învățat să vorbesc, am învățat și engleză, am învățat multe lucruri, dar nu am învățat să mă controlez pe mine. Sunt dependent de pornografie, sunt dependent de autosatisfacere, sunt dependent de a privi fete și de a-mi imagina păcatul, sunt dependent de minciună, sunt dependent. Și în seara aceasta stau înaintea ta și mi-e așa de rușine că am încurcat prioritățile. Și știu atâtea lucruri să fac, dar nu știu nimic despre mine. Cunosc atâtea, dar nu mă cunosc pe mine. Stau în seara aceasta înaintea ta și mă bucur că am putut să învăț puțin despre această necunoscută persoană, eu. Despre interiorul acesta care a fost închis până acum pentru mine. Doamne, vreau să mă cunosc mai mult și să mă văd așa cum mă vezi Tu. Să știu fiecare buton ce rost are, să știu pe ce să apăs de fiecare dată, pentru ca să am victorie, Doamne. Să pot privi doar cinstit, să pot gândi doar cinstit, să pot vorbi doar cinstit și să pot trăi doar cinstit. Doamne, ajută-mă să învăț să conduc ființa asta complicată, cu gânduri, sentimente, motivații, atitudini și fapte. Vrei să te rogi această rugăciune sau vrei să rămâi un fățarnic care tot timpul te ascunzi când vii la biserică că ești mai bun decât ești? Nu vrei să devii un creștin real, un creștin victorios? Tu faci parte dintr-o generație în care Dumnezeu a investit așa de mult. Ți-a dat Dumnezeu tot ceea ce a trebuit să ai pentru ca să fii omul care are victorie. Și Dumnezeu vrea ca tu să fii un creștin dintr-o generație nouă, despre care bătrânii să nu mai spună că nu sunteți buni de nimic, sunteți firești, aveți o muzică din aia plină de ritmuri, ca și mintea voastră, plin de aere, însă nu sunteți responsabili, n-aveți rușine, n-aveți maturitate, n-aveți nimic. Sunteți o generație care nu trebuia să vă nașteți. Tu nu mă poți convinge pe mine că ești un om serios decât prin felul în care trăiești. Te ții de cuvânt? Ești punctual?
mă pot baza pe cuvântul tău? Ești un om serios? Citești Biblia? Te rogi? Știi să te controlezi pe tine? În momente de criză rămâi în picioare? Spui întotdeauna adevărul sau pentru un interes te apleci? Cum ești? Ai o direcție? Toate aceste lucruri, dragul meu, spun despre tine cine ești tu. Eu am fost într-o zi ca tine, a fost ca ieri. Tu vei fi într-o zi ca mine, va fi ca mâine. Și într-o zi se va termina perioada dată nouă de timp numită viață. Și va trece repede și tu nu vei realiza nimic. Pentru că tu nu vrei să te cunoști pe tine. Haideți să ne rugăm în seara aceasta pentru noi, pentru lucrurile ascunse din viața noastră, pentru victoria care poate deveni prezent, realitate în noi și pentru perspectiva și pentru viitorul nostru. Vă invit, dragii mei, să ne rugăm Domnului împreună, cu pasiune și cu interes, că e vorba de noi. Amin. Haideți să ne ridicăm.